De ce? Pe chestia cu Codruț. Simt. Da, e gelos. Da. Păi poate dacă nu n-o vorbi cu tine, o vorbi cu alta. Da, tu trebuie să ieși pe calea. Dacă a auzit că vorbea poate la telefon. Poate Codruț a auzit că a vorbit, da. Una care s-a auzit, da. Nu știu. Poate a vorbit cu cineva. Cu același timp. Nu am vorbit la telefon. Mă, poate a vorbit cu altcineva. Dacă da, poate a vorbit cu altcineva, cu mine nu. Tocmai. Păi asta e un semn de întrebare. Oricum, dar el a zis că nu mai sunteți în cunoaștere, deci... Cine a zis? Radu, eu zis că o zis că nu mai sunteți în cunoaștere, nu? Astăzi nu mai, de azi nu mai sunteți în cunoaștere. Ce se petrece în casa cealaltă? Eu și eu să mă duc la băieți. Ce se întâmplă? V-ați bătut? Da, toți, grămadă. Dar ce zici? Eu nu, frate, nu înțelese asta cu Codruț, cu sunat. Poate o vorbi, poate o vorbi cu altă. Aia? Da. Mai da, știi? Dar eu m-am vopsit, asta v-am să salut, subliniez. Așa. Și așa, și așa, și așa. Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața. Doamne, și sper să nu vină încoa. Cine? Nu vreau să-i mai pronunț numele, mă. Trimit, așa Adriana, aici, doamne. Până acum, câteva zile nu mai puteai după ea așa. Da, dar m-am de ce am văzut pe rețele de socializare, pe... A, ca să zic că vorbește cu ăla. M-am zis din primul zi, dacă ne-a nume. Păi nu, nume. Asta și caută. Da, și caută. E greu. Dar chiar dacă... Și caută. Chemare aici. Dacă cu ăla vorbește. Ea vorbește cu oricine, mă. Ea a dat și lui ăla, de spuneți voi, de spuneți voi că limit. L-a urmărit și pe la Expre. Dacă și ăla e bărbat. L-a urmărit și pe la Expre. Ea știe ce face. Poate vrea să ceară sfaturi despre emisiune. Sau poate vrea să plece mai repede și nu știe cum să zică. A, cine știe? Ea știe. O ajut. Cum? Cum are vrea? Că îi place ecranul. A, nu vrea să plece. Nu, mă, că e numai pentru show-ul ei, mă. Nu vrea să, vrea să rămână aici. Să aibă cât mai mulți aici și să se țină după alții în afară. Ia asta faci. Hai să am mulți aici să se duce și afară. Asta eu mi-l luagă pentru alții. Băi, sau dacă stai să te gândești, nu ești nici tu prea departe de ea. De ea? Da. De ce? Cu chestiile care le faci. Da, tu nu vorbești cu nimeni pe afară. Pe combinații nu. Zău. Pe combinații. Poți să juri că nu vorbești cu nimeni. Ai tot cuvântul meu. Dacă și cuvântul tău și ce înseamnă cuvântul tău pentru noi, vai, mă. Ar trebui să semne mult. Să cântărească mult cuvântul meu. Nu prea cântărești, nici măcar un gram să cântărești. Doar numele ăsta. Codruț Radu. Auzi? Parcă scriești un pic valoare. Bă, nu. Radu. Chiar deloc. Dar dacă nu aflai că vorbește cu gen cu persoana aia, îți mai plăcea sau nu? Da. Da? Da. Dar nu-i dădea ea. Ce nu-mi dădea ea? E biscuiții care ți-a mai dat încă, și înainte. Încă nu ai văzut ce a declarat la date. Încă nu ai văzut. Păi n-am văzut. Am făcut-o la date în așa fel încât să joc ca ea, dar fac ca mine. Adică la modul să îmi zică, luptă pentru mine, ca să-mi demonstrezi mie, și dacă îmi demonstrezi mie, poate îmi schimb decizia. Dar în același timp, în cunoaștere lui Mihai și nici mie să lupt, că poate schimbă decizia. Despre ce vorbim? Și în afară... Luptă. În afară vorbește cu alții. Luptă, ce ai de făcut? Hai că lupt, pentru cine? Fești pentru cine lupt? Asta. Și Adelina? Păi Adelina... Nu mai lupt pentru ea? Adelina luptă pentru altcineva, după cum vezi. Nu cred că luptă. Nu, a zis că luptă pentru tine, Adelina, azi dimineața. Am văzut. Adelina, așa a zis. Nu, lasă și asta, că și Adelina... Tu vrei ceva de show cu Iasmina, doar că arată bine și... Da, asta, dar măcar vrei ceva cu ea. Cine vrea de show? Tu. Eu? Ce zici? Obosită, sincer, chiar dacă am dormit. Bineînțeles. Se duce? Sunt la fel de obosită. Se duce? Madness. Stai, că suntem pe cadru. Rup topurile, vezi că în momentul în care vorbești acum cu ea, nu mă faci pe mine gelos, faci pe alții din afară. Care alții din afară? Și ce zic? Faci pe alții din afară. Care alții nasol, din afară? E nasol, că după aia se supără omul și nu are... Mihai, stai liniștit că nu ai pe cine să faci. La mine n-are cum, chestii de-astea de show, le-am fumat de mult, au trecut de-astea ca ea pe mâna mea sute de concurente. Înțelegi? Dacă vrei să-l chimi aici, nu poți, du-te tu după el. Pe cine? Păi știi foarte bine pe cine mă... Nu dau nume ca ba să da, vin aici. Dă, păi te rog, dar nu mai veni aici cu acuzații tot timpul și fără nume, fără nimic. Dă nume dacă tot ești sigur de ceva. Că știi, vezi că mă jignește lumea pe la tărâi și tu știi, stai cu minte, mânză, că ai dat follow. Să nu dai nume, mă. Nu-i dau, ce nume să-i dau, mă? Păi om să pronunț nume, eu dau nume la toată lumea. Eu vreau să știu dacă... Dar știi foarte bine, că știi despre cine s-a discutat. Vezi că la date, da. Mă încurajai pe mine să lupt la pentru tine. Stai puțin, mi-a atras atenția să scot pe cineva de la unfollow. Nici atunci n-am știut. Lasă aia. La date, fii atent aici. La date, s-a auzit tu.
La date ziceam mie să lupt pentru ea, no, să-i demonstrez ei și poate, poate se schimbă situația, dar ea o să fie în cunoaștere cu tine, dar am zice mie să lupt. Nu, și ea pe, tu ai zis că vrei să lupți, asta afară, se va vedea destul de clar, știm cine minte aici întotdeauna, deci eu am credibilitate, îmi pare rău, se va vedea treaba mesaje, asta. Tu ai credibilitate. Ți-am zis destul de clar dacă vrei să lupți ea și pro, dar eu în continuare văd treaba mea, pentru că oricum n-are rost să continui. Nu luptă, mă, nu luptă și o să-i convingă și băiatul ăsta de tine. O să-i convingă și băiatul ăsta de tine. Nu o să faci nimic, și nu o să mai țipă nimeni după tine. Ai cuvântul meu că mă asigur eu și cu toate dovezile necesare, doar lor să știe, doar ei, nu în emisiune, că nu le aduc în emisiune. Dar le arăt lor ce faci tu și nu o să mai lupte nimeni pentru tine, că asta e jocul tău, să lupte lumea pentru tine. Dar ce să lupte pentru tine? Tu ești femeie, să lupte pentru tine? Nu, dar tu ești bărbat să stai aici. În primul rând, nu mai urmări banii, că ne vezi pe noi ca pe niște hârtii. Să ne înțelegem. Când îl vezi pe, când îl vezi pe Mihai, vezi o hârtie de 500 de euro, ce vezi? Cu siguranță. Ai cum minte? Ai cum minte că nu-l bagi în buzunar pe Mihai. Mihai nu e fraier. Mihai nu e fraier. Ca idee, tu iei cecurile și ești fiert. Lasă, vorbești numai de cecuri. Ți-e foame, vrei tu să. Nu, dar ți-e foame ție de tot, vorbești de mine, mă acuzi pe mine cu toate că știi că ești aici doar pentru. Îmi pare rău, dacă ți-e foamică, vezi că la pauză îți dă mâncărică. Nu. Nu, și ție îți dă mâncărică, că de asta și stai aici de atâtea luni, Adriana, să nu-ți dea mami mâncărică, îți dai tu, nu? Adriana, eu nu știu ce dacă vrei într-adevăr, îți bag eu o hârtie de 100 de lire în sandwich și o mănânci. Nu, Radu, stai liniștit, că n-ai tu bani. N-am eu bani. Dar nici nu trebuie să am bani eu pentru mine. Dar nici nu mai trebuie să propui să-mi dai ceva dacă tot zici. Dar nu ți-ai dat nici măcar sentimente, dar păi lucruri materiale. Circ ieftin. Da, așa e, circ ieftin. Eu mă vorbesc cu alții din afară. Eu mă dau la alții suntem din afară. Suntem în 2021, niciun caz în Radu. Mă bucur la o ciguleală și la un compliment de la alții din afară. Du-te, ce bă, și lasă-ne, ce simți tu și iei decizie în funcție de chestiile astea. Așa cred. Da, ce-ți transmite și ce simți, normal. Ce? E care, da. O să te convinc singur. Dar da, vezi că hai e mai nasol dacă rămâi singur și nu mai are cine să lupte, că îi convine să lupte cu mai mulți. Așa, nu, nu e bine, nu iese-i jocul, nu merge. Nu merge. Că nu mai e Adriana, piranda emisiunii. Eu ai specificat destul de clar că nu vreau să am nicio treabă cu tine. Tu ai zis, dar eu voi lupta. Ok, luptă. Ok, luptă. Dacă într-adevăr îți plăcea omul ăsta și vrei într-adevăr să-l cunoști, auzi. Știi ce mi-a zis la date? Mi-a zis, oricum am vorbit cu el, nu, nici nu vrea să te vadă, nu o să aibă nicio treabă cu tine, că el nu e. Cine a zis mă așa ceva? Tu. Eu am zis așa. Așa ai făcut, Radule. Ce o asculti pe asta, mă? Pe asta, mă, nu l-a ascultat. Auzi, mă, ce zicea Delina, ci că las-o eu, Ilias, cum ai zis? Să-i o lași, că nu mai poate să doarmă noaptea, nu vezi că e foarte gelos. Nu e vorba de gelozic, eu nu sunt gelos. Du-te, mă, aici, că de când veni și aici de azi dimineață, nu mai des prea vorbești. O să-și bată joc și de Mihai, cum și-a bătut de mine și de alți băieți. Mamă, mai da, mă, unde era, mai de capul. Bravo lui, e băiat prezentabil, e cu tatuaje, ce vrea el. Dar n-am treabă eu cu el. Păi nu mă, și stai cu ei aici. Să că timpul e acolo cu tot. Bă, la ce caută, bă, ieși, bă, de acolo. Radu! Și dacă stau bine să mă gândesc când ai fost la drept? Radu! Mă lași, mă, să vorbesc și eu! Ce bă, vrei? Afară, băi! M-am săturat de voi! Afară! Dar ce ai, bă, de unde așa? Unde te crezi aici, pe Tarla? Unde te crezi? Cu mine. Ce? Când ai fost la date cu Adriana, cred că vorbeai cu mine, nu? Ce vorbeam cu tine? Nu vorbeam. Ce vorbeam? Vorbeam pe combinații de ceva? Băi, du-te, bă, de acolo, băi! Hai, bă, termină cu prostile! Nu mai țipa! Băi, Mihai, lăsat ușa deschisă să se plimbe astea pe aici! Face ce vreți voi. Hai mă, du-te că nu s-a dat voie camera. Hai. Hai, Janina. Păi și ei s-au dus. Hai mă, Radu, îi trimit înapoi. Păi du-te că vine și mă întorc. Haide, du-te. Haide. Nu. Nu te iau în brațe. Hai mă, Radu, dar lasă-mă. Da, să mă s-au dus. Hai, pupă, hai. Hai, pupă. Nu, dar ei s-au dus. Haide. Dar e corect. Hai mă, du-te de aici! Cu Adriana n-ai mai vorbit nimic? Ce trebuie să-mi cu Adriana? Nimic, nici cu Adriana. Nu, n-am nici acum și nici, nu s-am nici cu Adriana, nu? Păi bune, mă înțeleg foarte bine cu ea. Dar nu se pune vorba de asta. E și mai mare ca mine. Chiar dacă are... Cred că poate să mai mare ca tine. Da, din casă. Da, dar nu, așa, așa în gândire și așteptările pe care le are ea de la un bărbat, băiat și ăsta. Da. Și nici eu nu mă simt așa, sincer, nu mă simt așa atras. De ea? Da. Sau de, sau de oricine. Nu simt. Bă, da, îmi place de asta. Nu. Îți dau pedeapsă și stau cu Iasmina, fraier. Cu ce? Stau cu Iasmina, îți dau pedeapsă. E, că nu vrei să stai cu Iasmina. Dau de aia nasoală. Uite ce rușii și la față, dă cheia. Auzi, măi, Radule, pentru ce sunt eu aici? Că ai zis că nu sunt pentru... Cum?
Am zis că nu o să-și facă relații Mihai în casa asta, pentru că nu e niciuna care nu, ai zis că nu e niciuna, că nu mă place pe mine. Dar de unde știi tu? A venit pentru afirmare, eu l-asumă, stai cu minte. Foarte bine, păi asta spune, asta voiam să spun. Da, și? Foarte bine. Asta e părerea mea, din ce am văzut la omul ăsta, care e problema? Foarte bine. Dar tu pentru ce ai venit? Reclamă? Când mai multe live-uri, story-uri, stai cu minte. Stai cu minte, că tu ești la fiert. Tu ești la fiert. La Hapciu. Cine-i Hapciu? Hai, știi tu foarte bine. Hai, nu știu. Hai. Dacă nu dai nume, frate, pe bune, dacă o, trebuie să dau nume să vină aici. Stai cu minte, mânză, că nu te joci tu cu mine. Eu mă joc cu voi, nu eu. Nu, dacă nu voi dai nume, vine aici. Hai cu minte, că eu mă joc cu voi, nu voi cu mine. Da, mă. Radu, și Mihai cu și tine. Și cei trei neuroni. Că e frică, ți-i cam frică. Nu, Viana. E singur, jur. E singur de care e frică. Bine. Nu o să merg în casa vieții. S-a uitat după Yasmina. Nu, 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 lui de tine. Nu, cameră. Nu trebuie să ai venit, mi-e frică. Da, liniștit, că-i de vedere pe el. Poți să mergi în casa vieții. Hai, de nou, nu mai cere, că oricum îți dă voi. N-am văzut doar eu asta. Te lasă, te lasă. Hai. Dacă nu, nu. Hai. Hai, mă, ieși. Zana și Alina, îmi pare rău, Yasmina? Știu cu ele, că stai cu Yasmina, de acolo. Hai, hai du-ți, haide. Haide, oricum îți iei pedeapsă, hai. Hai, Alina, că te aștept, Alina, haide, cu multă dragoste, te rog, Alina, hai. Bă! Gata, ne-am pat aici. Mă, dar stai, zi. Hai, mă, du-te, că n-am pat. Lasă-mă să vină și Alina și ies. Lasă să vină și nu mai vine nimeni, gata, nu mai trece nimeni. Haide. Bagă-te-mă pe des. Haide-mă! Hai că... Hai cu drag să-l țin pe ăsta! Aia am zis, aia am zis. Mamei ar place să o auzi în casă. N-am vrut să folosesc fotul. Bă, Yasmina! Ieși! Yasmina, aș... Hai, bine, hai, face-și. Gianina, Gianina, mi-ai furat din inima. Ia uite ce frumoasă ești. Azi... Ah, ce frumoasă ești, Claudiu. Pleacă insuportabil. Stai, 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 stai. Gianina! Care l-ai făcut tu cu el? Gianina, hai aici. Bine, hai că da. Mă duc și mă chemați după aia de casă și bă, șefule, regulamentul vostru aici. Bună, Yasmina. Hai, mă chemați după aia. Ce faci? Alina, viața mea. Ce faci? Îți dorim noi? Bună. N-am de ce spune, supărat? Nicolas, bine tu? Nu știu ce supărat. Vii și stai. Deja mă enervezi. Vezi cum vorbesc. Ies că nu fac ce vrei tu. Tu nu te simți un pic praf, mă, cum ai vorbit cu Adelina? Atât, faima, faima, faima. Nu te simți. Parfumul și haina. Nu ți-e rușine. Se ține după tine ca Miloaga, băi, și că-i dai la bără. Miloaga ești tu! Nu o să-mi fac cuplu niciodată în viața mea cu femei de-astea. Hai, da, să-ți faci, că nici nu vrei. Nu-i convine că nu-ți place și ție de el. Păi ce să-mi placă, că el nici nu-i bărbat. Păi azi. Pe bune, ești atât de penibil. Eu, da, după ce ești bădăran și penibil. Da, îmi pare rău că vin să-ți văd acum tot, bă, tot, bă, tot. Eu am mamele mele de la centru, care... Dacă o să mă vadă, ele o să știe, că așa le numesc. Mami, mami, mami. Nu pot să le zic numele, da. O milă mai mare în ochii oamenilor ăia și un dispreț mai mare n-am simțit în viața mea. Puterea dragostei continuă. Ne revedem de la ora 17. Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.